pastilla da fisico. Combustibile. Combustibili sunt substanțe care prin ardere degajă căldură. Cărbunele, lemnul, gazul natural sunt combustibili naturali, adică pe care îi găsim în natură. Benzina și motorina, cherosenul pentru motoarele cu reacție sunt combustibili artificiali, adică realizați de către om. După starea de agregare combustibilii pot fi solizi, lemnul, lichiz, benzina, gazoși, gazul metan. Puterea calorică a unui combustibil se notează cu Q mic și este egală cu raportul dintre căldura degajată prin arderea combustibilului și masa acestuia. Unitatea de măsură a puterii calorice a unui combustibil este joule pe kilogram. Calculează căldura degajată prin arderea a 10 kg de lemn cu puterea calorică de 8000 de kJ pe kilogram. Căldura degajată este egală cu produsul dintre masa combustibilului și puterea calorică a acestuia. 10 kg ori 8000 de kJ pe kg egal cu 80.000 de kJ sau 80 de megajouli. Combustibilii sunt substanțe care prin ardere degajă căldură. După proveniență, combustibilii pot fi naturali și artificiali. După starea de agregare, combustibilii pot fi solizi, lichizi și gazoși. Puterea calorică a unui combustibil se notează cu Q mic și este egală cu raportul dintre căldura degajată prin ardere și masa combustibilului. Unitatea de măsură a puterii calorice a unui combustibil este joule pe kilogram.